Înalt preasfinția sa Teodosie a reacționat după ce fostul ministru de externe Teodor Baconschi și profesorul Adrian Papahagi au cerut bisericii ortodoxe ca Paștele Catolic și cel ortodox să fie sărbătorit în aceeași perioadă. Înalt preasfinția sa Teodosie susține că acest lucru nu este posibil. Citez, cred că nu știe ce spune. Dacă am face Paștele cu catolicii, n-ar mai veni lumina. Cred că nu știe ce spune. Păi, noi respectăm toate cele trei condiții, după echinocțiul de primăvară, după Paștele evreilor și după lună plină. Dacă una din aceste condiții nu se împlinesc, se amână o lună, ca să fie toate împlinite. De aceea perioada la care variază data Paștelui este de 5 săptămâni. Catolicii, în primul rând, au uneori Paștele înainte de Paștele evreilor. Adevărat este că noi sărbătorim Paștele după calendarul neîndreptat, ca așa a hotărât sinodul de la 1923 de la Constantinopol. Acolo este Paștele adevărat, unde vine Sfânta Lumină. Au catolici Sfântă Lumină? N-au. Au alții? N-au. Toți se adună la lumina ortodoxilor și strigă adevărata lumina ortodoxilor. Nu vreau să-i judec, că nu-i treaba mea, doar îi compătimesc.